Acum urmează Ioana Luiza pentru dumneavoastră. Este, da, exact. Prima și singura fată declarată de la acest roast. Ioana Luiza are, s-a zis mai devreme, are o emisiune pe YouTube, puteți vă uitați, Valiza cu cărți. Cărți vine de la câte a citit și valiza de la ea. Vine acum pentru voi Ioana Luiza! E greasă. S-a făcut dovleciolul caleașcă, mâncam e spula. Așa. Mă simt ca în liceu. O adunătură de analfabeti fac mișto, că cărțile te adorme. Prietenul meu, Sergiu Mirică, care nu mai e. Tipic Mirică. Tipic Mirică. Unde-l cauți nu e. Mirică e cel mai autist dintre pământeni. E foarte drăguț, că Mirică ține minte câte episoade au fost la bloc. Ce înălțime are vârful omul. Nu ține minte că trebuie să plecăm în turneu. Asta e la Mirică. Mirică nu suferă de autism. Noi suferim de autismul lui Mirică. Păi el îl doare în pulă de autismul lui. Mirică fumează foarte multă iarbă. Atât de multă încât au început să îi se dilate sprâncenele. Singurii mai iritați decât ochii lui Mirică sunt vecinii, că țipă. Ați observat că Mirică țipă? Mirică țipă mai multe podcasturi decât în pat. Asta... asta știu de la Dan. Scâncește mi-e. Tu ai zis că-ți place. Îți place. Mirica a fătut mai multe femei decât a privit Dobrot în ochi. Nu. Nu pentru că e înalt, doar nu le respectă. Prietenul meu Virgil, îl cheamă Ciulin și dacă nu știți, un ciulin e un fel de scaiete care, la fel ca sperma lui Dan, rămâne agățată în blana maidanezilor. Singurul vasluian prășit pe droguri? Virgil... când a văzut prima oară mop, a întrebat ce-i cu furca aia bleagă. A fost așa sărac că la ei în familie dimineața se servea doar poftă bună. Dar cum e tradiția, când am plinit 18 ani, pe Virgil părinții l-au dat la montă. Dragoș Mitran bea foarte multă bere și totuși are pietre la rinichi. Ce prost e Dragoș Mitran! A, lui Mitran e frică de cai, dacă nu știați. Probabil pentru că au dinții la fel de mari ca el. Dinți pe care i-a moștenit de la mârțoaga de maică-sa. Shots fired. Deși arată ca gândacul deghizat în om din Men in Black, Mitran este un bărbat rafinat. Și după cearcăne, e un bărbat dublu rafinat. Mădălin Cârge, acest Avon al comediei, e singurul care a făcut din stand-up MLM și prost la cap. Mădălin are manager, dar el sună la locații, face grafică, împarte pliante. Eu cred că a semnat cu Oșanu. Asta. E un antreprenor foarte bun, dacă îi zici, uite, vinde-mi pixul ăsta, nu doar că ți-l vinde, pune și un show la Ciuperceni, e foarte eficient. Ai umor, stand-up revolution, a apărut așa de mult la Antena 1, că Dan Negru e Mirel de supărare. Mirel. Sau motivul pentru care ești căutat de droguri la Electric Castle? Spre surprinderea părinților, e foarte îngrijit, își schimbă foarte des așternuturile, mai ales primăvara când se udă repede cartonul. Nu-mi dau seama dacă e un bărbat frumos sau o țigancă urâtă, asta... Dobrotă. Spre deosebire de curul lui Frânculescu, Dobrotă e foarte șters. Deși e șomer, Dobrotă e super muncitor. Până și tricoul lui de schimb e pătat cu lavabil. Pare că dacă vine la tine acasă să-ți monteze o hotă, după aia fumează o țigară sub ea să-ți arate ce bine trage. Drăcea, sau dacă stilul oprișan avea buget și coșuri, e dovada clară că sperma nu face bine la ten.
Îmi cer scuze dacă a fost de porc. Și el m-a rănit pe mine. Nu pot să-l iert niciodată pe Drecea. Nu doar că a plecat din niște oameni, dar ni l-a lăsat pe Mitrani. Drecea vorbește cu viteza cu care împarte cârje pliante. Așa e. Forță. Are foarte mulți Adidas. Are mai mulți Adidas decât are Dobrotă followeri. Lui îi plac Adidas și cum îi plac lui Virgil femeile. Cu puțin noroi pe el. Și ajungem la domnul Dan. Îmi place foarte mult de domnul Dan și ce face el. E foarte amuzant și pe internet. Cel mai mult îmi place pagina AltDex, care e un dicționar de cuvinte inventate. Mitran, un dicționar e ce nu consulți tu niciodată, ca să nu fie confuzii. Și a consulta nu înseamnă doar ce-ți face medicul când te caută la cuc. Și pentru Virgil, un medic e ca un fel de veterinar, dar pentru oameni. Frâncu are un suflet sensibil, e ca un poet, dacă în loc de rime ar căuta neîncetat eufemisme pentru pizdă. Că ți-aș piersică. Spă orice. Sună scârbos. Dacă alături vârsta iubitei lui Dan cu lungimea pulii lui, rezultă tensiunea lui arterială. 22:10. Hey, v-am dat cu mate. Ca orice martalog, Frâncu s-a apucat și de DJ-ală, să-și pună căști ca să nu mai vadă fetițele care păr alb și în urechi. Și totuși într-o relație. Eu cred că s-a îngrășat așa de la cât îi mănâncă tinerețea lui fata aia. Dar e așa drăguță. Nu sunt sigură, dar presupun că atunci când face sex, pula lui Frâncu oftează. Nu-și dă drumul, își dă duhul. Doarme cu bale. Am și despre prietena lui, care e foarte drăguță și e super frumoasă. Este atât de frumoasă că pare Frâncu bogat. Asta e... Și? Ești, du-te-n pula mea! Cum? Când mergea ea la grădi, Frâncu își cunoștea viitoarea fostă soție. Așa e, asta e diferența. Și e și studentă. Îți dai seama, seara în pat, amândoi stresați, fiecare cu examenul lui. Ea la mate, e la prostată, e... E greu. Sunt convinsă că îi strigă numele în timpul sexului. Că Dan e la vârsta la care mai uită. Și mai moțăie. Spune acolo, Dan? Dan! Bre! Ești cu noi? Dar sigur îl iubește, că altfel nu înțeleg de ce încă îi dă medicamentele corect. Nu are sens. Și după cum ați aflat, Dan săracu e și cardiac. E la o sperietură distanță de a lăsa lumea comediei în pace. Dar să știi că te iubim, te apreciem și nu o să te uităm niciodată.